Elevii nu vor mai avea parte de vacanța intersemestrială din luna februarie, potrivit unui anunț al ministrului Educației Caterina Andronescu. Astfel, vacanța de iarnă va dura între 21 decembrie 2019, 12 ianuarie 2020 și va avea o durată de 3 săptămâni. Aceasta devine prin urmare și vacanța intersemestrială. Potrivit structurii anului școlar viitor, semestrul 1 va începe la data de 9 septembrie 2019 și se va încheia pe 20 decembrie 2019, ceea ce înseamnă că elevii vor avea 15 săptămâni de cursuri. Semestrul al doilea va avea 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie-12 iunie 2020. Vacanța de primăvară va fi în perioada 4-21 aprilie 2020, apoi elevii revin la cursuri de pe 22 aprilie până pe 12 iunie 2020. De asemenea, pentru clasele terminale ale învățământului liceal, anul școlar va avea 33 de săptămâni de cursuri și se va încheia pe 29 mai 2020. Mai mult decât atât, Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a anunțat că elevii claselor a 7-a vor susține alături de cei de a 8-a simularea evaluării naționale în perioada 11-13 martie 2019, adică peste mai puțin de o lună. Potrivit acesteia, introducerea simulării evaluării naționale are ca argument principal rezultatele slabe de la evaluarea națională. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale pentru clasa a 8-a, limba și literatura română, va avea loc pe data de 18 iunie 2019, cea de matematică pe 20 iunie, iar limba și literatura maternă este programată în data de 21 iunie.